Bună seara și bine v-am găsit la ediția din această seară a emisiunii Cocktail. Discutăm în continuare despre rezultatele alegerilor de duminică. Ne axăm strict pe municipiul Buzău, pe rezultatele obținute la nivelul municipiului Buzău. Vă spun de la bun început că mi-am încurcat astăzi ochii, mi-am încrucișat ochii pe tot felul de cifre, de rapoarte, de analize, de rezultate, de o groază de situații de genul acesta, statistici. Avem tabloul tuturor secțiilor de votare. Știm foarte bine cum s-a votat în secția fiecărui buzoian. Mă rog, aici dacă e vorba de cei care s-au implicat în procesul electoral, cei care au mers la urne. Și rezultatele le avem pe fiecare formațiune în parte, în special pe cele care au pragul acesta electoral, pragul care le permite să aibă reprezentanți în Parlamentul României. Pentru discuția noastră din această seară l-avem ca invitat pe Silviu Roșioru, consilier local municipal PSRO, dar care știți foarte bine are o colaborare fructuoasă cu PMP, deci ne vom raporta practic în discuția noastră și la PMP mai mult. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit și salutări telespectatorilor dumneavoastră! La ce secție ați votat dumneavoastră, domnul Roșioru? Eu știu, dar telespectatorii nu știu. Pentru la secția 49, școala numărul... Secția 49, da? Ia să-mi la secția 49, cum s-a votat? La 49? Școala 8. Nu cred că nu, la școala 8. Unde sunt cele mai multe voturi? Da, dar nu la secția 49. 48 sau 49? Sau... 49 avem Spiro Haret. Nu, 42 sau ia asta. O găsim noi. Da, școala 8. Ia să vedem, școala numărul 8. O să o găsim până la sfârșitul emisiunii, dacă nu știți exact secția. Bun. Din punctul nostru de vedere, haideți să discutăm în primul rând despre prezența la urne. Prezența la nivelul municipiului Buzău a fost mult mai mare față de cea de la locale, 40,74%. Mai precis, și-au exprimat dreptul de vot 46.034 de buzoieni. Cum comentați dumneavoastră procentul acesta de prezență? Da, depinde și de campania care s-a făcut și îi felicit pe oamenii care și-au exprimat această datorie față de, în primul rând, de ei și au ieșit la vot. Eu cred că ar fi trebuit să iasă mult mai multă lume și oamenii trebuie să înțeleagă totuși că ca să poți să trimiți în Parlament sau unde trimiți, trebuie să-ți alegi oamenii și să-ți alegi tu și să-i votezi. Pentru că tot timpul dăm vina, ați văzut, pe diferite probleme și nu este decât vina noastră că nu știm să ne alegem conducătorii. Da. Bun. Deci, oricum, e un procent mult mai mare față de cel de la alegerile locale și hai să zicem că între timp s-au schimbat anumite lucruri și au ieșit oamenii la vot. Avem foarte mari surprize în multe din situațiile centralizate la nivelul secțiilor de votare, celor 80 de secții de votare din municipiul Buzău, și aș comenta prima legată de USR. Pentru foarte mulți cred că o să fie o surpriză să anunțăm faptul că USR s-a aflat aproape la egalitate cu PNL. PNL care este pe locul 2 după PSD la nivelul municipiului Buzău, dar USR s-a apropiat ca procent de PNL. În ce condiții? În care nu știu ce campanie a făcut USR la Buzău, însă trendul acesta ascendent pe care l-a cunoscut la nivel de capitală, da, cu rezultate pe locul 2 la alegerile locale, iată că s-a confirmat și la alegerile generale, la alegerile parlamentare, și USR a dat lovitura. Iar la Buzău, în municipiul Buzău, USR-ul se situează la aproape 11%, la fel ca PNL. Deci e puțin sub PNL ca scor în municipiul Buzău. Eu cred că această oportunitate care a apărut de a le da studenților gratuitate să se deplaseze de la locul unde
poate să voteze, i-a făcut pe tineri să se mobilizeze și să vină să voteze. Cred că votul USR-ului, că vedeți că e numai pe municipiu, bine, și în județ, dar cazuri izolate, cred că aparține acestor tineri care... Ce se întâmplă? USR-ul, vedeți, are o altă campanie mediatică, dar este campania aceasta de comunicare pe Facebook, prin mesaje, prin diferite ONG-uri, și atunci majoritatea tinerilor sunt captați de acest miraj și, din punctul meu de vedere, e foarte bine că se întâmplă și așa ceva. Și cred eu că foarte mulți tineri au venit și s-au prezentat la vot prin această oportunitate, prin această posibilitate care a creat-o statul român. Da, chiar dacă procentul, ne uitam și pe rezultatele în ceea ce privește prezența pe vârste, prezența la urne, în continuare tinerii sunt cei mai puțin prezenți în cadrul secțiilor de votare și este foarte posibil ca într-o majoritate covârșitoare tinerii să fi votat cu USR. Da. În schimb, tot așa, o majoritate covârșitoare ca prezență la urne am avut-o din partea persoanelor peste 45 de ani, între 45 și 65 de ani și peste 65 de ani, foarte mulți la fel. Da. Foarte mulți, ca de obicei, pensionari au fost cei mai mulți dintre votanți. Categoria pensionarilor a fost pe primul loc, la loc de cinste în municipiul Buzău. Este normal. Această categorie de alegători sunt acea generație care a prins vremurile comunismului și ei știu un singur lucru. În primul rând, au datoria de a vota, sunt conștiincioși, merg către partidele care le oferă anumite promisiuni, adică liniștitoare. Ei, majoritatea sunt oameni depresivi, oameni îmbătrâniți, oameni care psihic le trebuie o liniște, le trebuie un calm. Adică trebuie să le spui că le tai impozitele, că se va mări pensia, că, adică câteva promisiuni din acestea îi fac și îi determină să iasă la vot și atunci e normal să voteze și un anumit partid. Partidul care știe să promită cel mai frumos. Încă o dată. Am terminat campaniile, vreau. Putem să vorbim? Nu. Partidul, da. Adică nu suntem în ziua de alegeri. PSD-ul să votează PSD, în general. Da. Da, și vedeți, ei au știut să fructifice cu tăierea taxelor, de cele 120 de taxe, că va disfința, știu eu, DNA-ul și multe lucruri de genul ăsta. Da. Bun, mă uitam pe prezență la urne, tot despre asta vorbim. Cea mai mare prezență la nivelul municipiului s-a înregistrat la școala gimnazială Capitan Aviator Mircea T. Bădulescu. Este secția numărul 58. La secția 58, că sunt mai multe la școala numărul 1, adică. La secția 58, prezența la urne a fost de 55, peste 55%. O zonă centrală, da. Da, o zonă centrală, iată, avem o prezență de peste 50%. Da. La fel, la școala numărul 15 avem peste 50%, acolo unde sunt de asemenea foarte mulți pensionari. Și dacă tot vorbim de persoane vârstnice, o să fim curioși și la liceul pedagogic Spiru Haret, care a fost prezența, tot așa, că la un moment dat, la orele prânzului, era coadă, domnule. Deci se stătea la coadă pentru a vota. Așa a stat și domnul Atanasiu. Ne-a ajutat foarte mult și vremea, iar aceste secții de care dumneavoastră spuneți sunt în jurul bulevardului. Oamenii au ieșit la promenadă și pe urmă au mers și la vot. Adică a existat această posibilitate, fiind vremea frumoasă afară, să îmbine și utilul și plăcutul. Da, patru secții la liceul pedagogic, 51% prezență, 44%, 40%, peste 40% și încă un procent cu peste 46% prezență la urne. Da, foarte mulți, repet, pensionari sunt acolo și de aceea și procentul acesta foarte ridicat. Haideți să ne uităm la polul opus de prezență la urne. 34,95% este procentul înregistrat, iată, la școala gimnazială Grigore Baștan, cea de pe Alexandru Marghiloman. La fel, avem 32,44%, o prezență slabă la liceul T.
tehnologic în Recoand, secția 22. Mai slabă prezență a fost la secția 23, tot la Anicoandă, 24,96%. Da, o zonă limitrofă, da, în municipiul Buzău, dar o zonă periferică. Secțiile sunt mult mai îndepărtate și mult mai de... Adică, ați văzut acolo, toate casele sunt răsfirate, se întind pe o suprafață, cel puțin să vii din primăverii până la liceul CFR, vă gândiți, trebuie să vii ori cu taxi, ori cu mașina. Nu putem poți. Putem să mergem și pe jos. A și pe jos, dar faci o oră. Și atunci omul... Da. Mai greu este. Avem o primă intervenție telefonică în această emisiune. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Da, vreau să expun și eu așa o părere personală, bineînțeles. Vă rog! Despre rezultatul acestor alegeri. Consider că este răzbunarea celor tineri. Cei mai în vârstă oricum ieșeau la vot, dar acum cei care au ieșit în momentul colectiv a observat că timp de un an de zile nu s-a făcut nimic și au fost mințiți și acum este chiar contraofensiva lor. Deci... Bun, și analiza pe care o precizează dumneavoastră se raportează la scorul obținut de către ce partid, adică? Bineînțeles, PSD-ul. Deci da. Toți tineri din toată țara au ieșit la vot. Să fi votat tinerii cu PSD? Eu înclin să cred cu totuși... siguranță. Păi nu, dar să văd și sondajele și statisticile se văd. La Buzău statisticile arată că au fost foarte puțin tineri la vot și eu cred că USR-ul ăsta la Buzău cu scorul de... În municipiul Buzău, repet, vorbim de o analiză pe municipiul Buzău. Scorul de 11%, eu cred că e datorat în mare parte a tinerilor, despre care o spuneți dumneavoastră. Să zicem și așa, dar totuși este un rezultat bun pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu au ieșit toți și n-au ieșit nici cei în vârstă. Probabil că nu mai sunt deloc. La măsurile care s-au luat și au fost tot amânați cu măriri de pensii, cu măriri de salarii, s-au cam dus săracii. Dar cred că totuși tinerii acum s-au răzbunat. Deci, practic, domnul Iohannis, domnul Cioloș s-au bătut cu propriile arme. N-au avut niciun... Nu s-au ținut de cuvânt, practic, și n-au putut ca să lupte cu masa, practic. Ce să mai facă dacă toată lumea nu i-a mai vrut și nu o să-i mai vrea. Domnul Iohannis acum recent a ieșit pe post și a spus că nu e frică de suspendare. Dacă este să fie suspendat, cu siguranță va pleca. Deci nu mai vrea nimeni. Nimeni nu mai vrea. Da. Pentru că nu a făcut nimic. La ce secție ați votat dumneavoastră, dacă ați votat? Bineînțeles că am votat. Nu că, uite, de la Buzău, de exemplu, avem 60% care nu au mers la urne. Păi, dar în toată țara s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, așa este. Destul de puțin la vot. Deci mai mult decât trebuiau să voteze. Mai puțin decât trebuiau, cei mai mulți n-au venit. Marea majoritate n-au venit. Dar lucrul ăsta se întâmplă frecvent la noi în țară. Niciodată nu o să voteze 70-80%. Da, e păcat pentru că dacă tot vorbim de legitimitate, de reprezentativitate, de lucruri care țin până la urmă de o întărire a ideii că, domne, oamenii au fost trimiși de o majoritate. Însă, în continuare, avem o prezență la urne sub 50%. Ne uităm la alte țări unde se iese până la 80%. Peste 80% alte țări. Nu știu că de în regulă este și faptul că suntem 18 milioane de votanți. Eu cred că 18 milioane mai suntem în toată țara. Păi, dați-mi voie să vă zic, să vă precizez, de exemplu, la nivelul județului nostru, sunt trecuți pe listele electorale permanente aproape 400.000 de buzoieni, în condițiile în care noi suntem vreo 500.000 și un pic. Așa, la potrivit ultimului recensământ. Adică să ne imaginăm că de la 500.000 facem diferența până la 400.000, doar 100.000 sunt sub 18 ani în județul nostru. Sunt mai mulți. Cifrele astea au fost tot comentate. Nu știm de ce există diferențele astea colosale. Se numără și cei aflați în străinătate, sunt și ei trecuți pe listă, însă, într-adevăr, e un semn de întrebare. Asigurând majoritatea confortabilă acum PSD-ului,
dacă nu or să se țină de cuvânt și acest program pe care tot l-au prezentat nu va fi măcar 60% și rezolvat, să știți că o să primească și aceeași lovitură care au primit și PNL-ul. Așa ar trebui. Nu știm ce... Cu siguranță. Nu știm ce îi va mâna așa în luptă, în ghilimele, să iasă din nou în stradă pe oameni, așa cum au ieșit în urmă cu un an. Dacă e să existe până la urmă o guvernare nu pe măsura așteptărilor, nu? Nu, tinerii n-au ieșit voluntar, au fost scoși. Atâta timp cât există acel binom de care se tot spune, cu siguranță au fost scoși. Nu au ieșit ei voluntar. S-a vrut ca să pice guvernul PSD, a picat guvernul PSD, așa, cu vărsare de sânge, fără vărsare de sânge, mă rog, dacă s-a considerat că a fost vinovat, mai bine că a plecat, da. Ca să nu știu, se putea întâmpla altceva mult mai catastrofal, dar s-a dovedit că timp de un an de zile România a pierdut timp. N-a câștigat nici bani europeni, nu s-a câștigat nici nimic în țară, că buzunarele sunt goare, degeaba avem creștere economică, cum se spune, dar dacă da. Trăim mai prost decât... Deci prețul la carne, uitați-vă că este mult mai scump decât atunci când era TVA-ul 22% și acum este 9%. Da. Deci... Vom trăi și vom vedea ce va face guvernul ăsta PSD. Mulțumim încă o dată pentru intervenția și analiza dumneavoastră. Multă sănătate, o seară plăcută. Chiar suntem foarte curioși să vedem ce va face guvernul PSD. Foarte bine a sesizat telespectatorul dumneavoastră și da, are dreptate. Adică la un an, acum un an am dat guvernul PSD jos și după un an imediat îl punem și la acest da, cu hai să zicem așa, în bătălia asta politică PNL, cu ce s-a remarcat? Absolut cu ce s-a remarcat PNL ca să vină într-o contrapartidă? Din punctul meu de vedere, majoritatea politicienilor sunt oameni iresponsabili. În momentul când ajung la putere, se pierd. Nu au bărbăție, nu au caracter, nu sunt puternici. Eu cred și alegerea președintelui la PNL. Nu poți să alegi o femeie. Acum, aceeași greșeală. De alegi ce să o altă femeie. Să stați eu cred totuși că un șef de partid trebuie să fie da, pe Angela Merkel, cum de-au votat aia acolo? Acolo e o altă educație, dar nu este altceva. Nu este vorba de discriminare aici. Vedeți dumneavoastră, în momentul când n-am nicio problemă cu femeile, chiar nu... Da, imediat preluăm și un al doilea telespectator. Problema este clară că nu a mers. În România trebuie să fii un pic mai bătăios, un pic mai puternic. Trebuie un bărbat să poți să duci. Da. Traian Băsescu, orice am face, e un caracter puternic, în fine. Bună seara! Referitor la rezultatul alegerilor, pentru mine e o ecuație foarte simplă. În 2014, când domnul președinte Iohannis a fost ales, electoratul care era foarte mulțumit de guvernarea Ponta a simțit pericolul că ar putea ajunge toată puterea într-o singură mână și atunci a considerat mai bine lăsați-l pe Ponta să fie prim-ministru și dați-i un vătaf din altă parte. Și atunci domnul Iohannis a primit girul nostru. Că și el la rândul lui a insistat, s-a creat emoție, s-a făcut campanie și cei din diaspora au votat împotriva. Dar tenta asta era. Poporul vrea să existe o contrapondere la puterea uneia, să existe... Domnul Iohannis nu a înțeles lucrul acesta și a vrut și el puterea toată. Și atunci, timp de 2 ani de zile, de un an și ceva, 2 ani de zile, a militat pentru lucrul ăsta. Poporul a observat, a venit momentul colectiv, când într-adevăr s-a forțat nota, iar oamenii care stau acasă și nu ies în stradă, au ținut minte. Acum au venit și au spus domnul Iohannis, poți să stai președinte liniștit acolo, îți faci treaba ta de președinte, dar lasă pe alții să guverneze, pentru că ăștia pe care i-a dus ta nu sunt buni. Da, nu va avea guvernul său, domnul Iohannis, foarte clar. S-a jucat un an de zile, a avut jucăria sa, a avut guvernul exact pe care l-a dorit, asta e. Dacă nu ținea mortis să aibă jucăria lui,
era mult mai liniște în țară și era mult mai departe în momentul de față. Nu pierdeam încă un an de zile cu niște neisprăviți. Mulțumim pentru intervenția noastră și pentru analiza făcută. Vorbeați de Raluca Turcan fiind noul președinte al PNL. Nu sunt împotriva femeilor în politică. Nu, nici eu nu sunt. E un președinte interimar. Da, bun. Și o întrei și o în vedea. Până la urmă, da. PNL trebuie să acum își linge rănile PNL. Trebuie o reformă în PNL. Tocmai de aia, la asta m-am și referit. La Buzău este ceva colosal, în ghilimele. Iar legat de analiza asta, merge și spre palierul ăsta că, până la urmă, e un vot al faptului că există o dezamăgire, că guvernul ăsta nu a dat randament. Cum PNL s-a lipit de Cioloș, de guvernul Cioloș, e posibil să fie avut și scorul acesta destul de rușinos. Noi am mai avut o experiență în 96-2000, tot așa, entuziast, când a venit dreapta la putere prin CDR și a fost, din punctul meu de vedere, cea mai neagră perioadă a perioadei după Revoluție. Deci cea mai urâtă și cea mai proastă guvernare. Da. Cineva zice așa, toată stima pentru domnul consilier Roșoru și pentru campania curată și de succes pe care a purtat-o pentru partidul pe care îl reprezintă. O să dăm imediat și rezultatele la PMP și rezultate obținute pe municipiu. Să ne trăiești mult succes în continuare, vă zice cineva, domnul Roșoru. Îi mulțumesc mult. Bun. Altcineva ne trimite mesaj cu titlul din ziare.com. Dragnea cere, Cioloș aprobă. Reducerea TVA amânată până în 2017. Până în 2017. Adică da, până la anul, adică sau cum? Până în ianuarie poate să fie 2017. Da. Deci sau poate că e 2018. Nu e un timp atât de mare. Bun, haideți să vorbim despre rezultate. Acum am vorbit despre prezența la urne în municipiul Buzău. Rezultatele arată, știți foarte bine, că e vorba despre două paliere, Senat și Camera Deputaților. Diferențele nu sunt foarte mari, de 0,5% așa, 0,5% între Senat și Camera Deputaților, de pentru care am făcut o medie a rezultatelor, iar PSD la nivelul municipiului Buzău are 53%. Pe locul 2 se situează PNL la o distanță colosală, 11%. Imens. 11% are PNL. Da. La foarte mică distanță USR, surpriza, repet, și pentru Buzău, surpriza pentru municipiul Buzău, acest partid USR. Eu, sincer, nu știu cum s-a putut ajunge la acest procent și mă gândesc dacă existau și candidați foarte activi din partea USR. Și dacă făceau și campanie. Ori fi făcut, de ce? Nu vreau să-i acuz, dar nu i-am văzut. Am stat tot timpul în teren și nu prea am văzut. Am văzut toate partidele, dar mai puțin USR-ul. USR-ul așadar pe locul 3, iar pe locul 4 se situează PMP cu 8%. În municipiul Buzău așadar și ALDE are 6% la nivelul municipiului Buzău. Nu știu cât a contat vizita lui Tăricianu la Buzău, însă multe din deciziile astea politice ale alegătorilor cred că sunt luate tot pe la televizor, evident, pentru că a fost o campanie așa, nu știu câți oameni au putut fi convinși prin door-to-door campania asta, care s-au dat că au făcut-o cam toți. Ne-am dus din ușă în ușă. Trebuie să te duci, dar trebuie să le spui ceva concret. Iar cu oamenii aia, dacă nu te cunoști, n-ai ce să cauți la ei la ușă. Nu poți să te duci, ce să le spui? Noi suntem de aici, ne-am născut în Buzău, avem ce să vorbim cu ei. În proporție de, 60% din oraș ne cunoaștem, orașul este mic. Mă refer la cei care au fost candidați din alte județe, la Atanasiu sau la Antonel. Nu poți să faci campanie ușă de ușă, n-ai cum. Nu. Adică trebuie să înțelegi niște lucruri, că cu omul ăla, dacă fiind din orașul respectiv, te mai vezi, mai te întâlnești, mai legi o discuție și altfel își pune omul, se deschide și își pune problema.
Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, domnul Roșor și dragi telespectatori, după care revenim, o să analizăm în profunzime rezultatele, o să dăm cel mai mare procent obținut de PSD, cel mai mare procent obținut de PNL și de celelalte partide la nivelul secțiilor din municipiul Buzău și vom discuta și despre o informație interesantă, nu-i zic bombă deocamdată, va fi o bombă dacă se va confirma informația respectivă pe care o avem noi legată de redistribuirea voturilor la nivelul redistribuirea mandatelor la nivelul municipiului Buzău, pentru că județului Buzău, pentru că există în continuare discuții legate de cine va lua al treilea post de senator. Revenim imediat.